Vasluiul are lot important la naționalele de juniori. Cea mai bună reprezentare oarece se viitorul, unde profesorul Laurențiu Maxim are trei sportivi la echipele de juniori. Este vorba despre Victor Ioniță, Laurențiu Chelaru și Simona Ciobotaru. Toți trei vor reprezenta România la competițiile internaționale de juniori, 2 de aruncare a Ciocanului. Tot la junioare 2, liceul cu program sportiv Vaslui se mândrește cu Maria Ifteni, care a fost cooptată în lotul național pentru probele de 1500 de metri și 3000 de Metri. Anul trecut, sportiva antrenată de profesoara Viorica Pintilie a obținut aurul la Festivalul Olimpic al Tineretului European, iar în acest an va reprezenta România la Olimpiada Cadeților din China. La junioare 1, județul Vaslui o are pe Mădălina Leonte de la Lepese Vaslui pentru proba la 1500 de metri, iar Mihaela Petra, de la CSS Bârlad, sportiva antrenată de Lucian Bolgar, face parte din lotul național pentru probele de 1500 de metri, 3000 de metri și 5000 de metri.